îmbunătățirea calității vieții și a cetățenilor din municipiu. Aceasta este ținta proiectului demarat de Inițiativa Civică Reghin. În acțiune sunt implicați arhitecții Klaus Birtler, Bianca Tămășan și sociologul urban Aura Moldovan. Proiectul prevede identificarea disfuncționalităților în urma inventarierii spațiului public, cauzele producerii acestora și posibilități de remediere. Datele astfel adunate vor fi trimise Serviciului de Urbanism pentru realizarea planului urbanistic general. În discuțiile pe care le-am avut cu Klaus Birtler, am convenit să încercăm, pe baza unui voluntariat al elevilor din Reghin, să oferim prin munca lor date care considerăm că vor fi necesare noului plan de urbanistică generală. Spun asta în contextul în care munca pe care acești elevi o vor face pe baza unui voluntariat, o sursă inepuizabilă, de altfel, folosită în țările occidentale, va fi vitală pentru analiza sau elaborarea unui plan de urbanistică generală. Proiectul se bucură de implicarea și interesul tinerilor, iar prin voluntariat are mari șanse de a obține date importante. Procesul ar fi unul costisitor fără aportul voluntarilor. Aici acești tineri își vor aduce aportul. Dorim ca să munca lor să fie luată în considerare și pe această cale doresc din toată inima ca Serviciul Urbanist să se folosească de munca acestor tineri. Este o activitate care este validată de Inspectoratul Județean Școlar. Dorim să atragem toate asociațiile din oraș pentru ca acești tineri să poată să lucreze. Noi încercăm să le facem voce auzită, nimic altceva. Sesizarea disfuncționalităților se realizează în echipe. Voluntarii studiază îndeaproape câte o zonă, de obicei cea în care locuiesc. La prima întâlnire li s-a făcut o introducere în bazele urbanismului pentru a se familiariza cu termenii de specialitate. Pe teren, teoretic, analizăm ce se întâmplă în zona respectivă, care sunt funcțiunile prezente acolo și ce lipsește sau ce deranjează. Și vrem să adunăm aceste informații pe o hartă în care la prima vedere să fie evidente aceste calități sau disfuncționalități. Sarcinile tinerilor sunt bine trasate și fiecare știe ce are de făcut. În plus, voluntarii se declară bucuroși să participe la un astfel de proiect. Noi deocamdată inventariem diferitele instituții, case sau spații publice și private, după care le vom inventaria într-un program. Ideea este una chiar foarte bună și ne bucurăm pentru că putem face ceva pentru orașul nostru dacă altcineva nu poate. La finalul proiectului, tinerii vor primi o diplomă care să ateste faptul că s-au implicat în folosul comunității.